Un exercițiu de tip joint cu forțe și mijloace în teren și de conducere, având ca temă gestionarea situației de urgență generată de un incendiu de vegetație uscată, cu extindere la fondul forestier și la zone locuite, s-a desfășurat în zona rezervației naturale Buceș-Vulcan, în nordul județului Hunedoara. Scopul acestui exercițiu a fost acela de perfecționare a deprinderilor forțelor participante, militari și civili, privind intervenția în zone foarte greu accesibile, în condiții meteo deosebite, fără a se putea folosi de auto speciale de stingere. Complexitatea exercițiului a fost cu atât mai ridicată cu cât scenariul a prevăzut și o acțiune de căutare-salvare a unui grup de turiști care se aflau în zona afectată de flăcări și fum. Reprezentanții ISU Hunedoara spun că exercițiile de acest tip sunt absolut necesare și urmăresc modul de acțiune a structurilor de intervenție pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unor situații de urgență.